Pentru dimineața aceasta, mulțumim că suntem din nou împreună, mulțumim că ne-am putut bucura de cuvântul Domnului. Aș dori ca să deschidem împreună la Cartea 1 Împărați, capitolul 17, și vom citi câteva lucruri despre Ilie Tishbitul. Să ascultăm acolo unde suntem cu Evlavie cuvântul Domnului și să ne gândim la ceea ce Dumnezeu ar putea să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Dumnezeu să ne dea o inimă deschisă pentru cuvântul Său, înțelepciune ca să înțelegem voia Lui și, mai mult decât atât, râvnă ca să-L aplicăm în viața noastră de fiecare zi. Ascultăm cuvântul Domnului. 1 Împărați, capitolul 17, versetul 1, spune așa: Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit, ascundă-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii aduceau pâine și carne dimineața, pâine și carne seara și bea apă din pârâu. După câteva vreme, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel: Scoală-te și du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo, iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis: Du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis: Adu-mi, te rog, o bucată de pâine în mâna ta. Și a răspuns: Viu este Domnul Dumnezeul tău, căci n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie a zis: Nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Nu mai pregătește întâi mie cu un de lemnul și făina aceasta, aceea o mică turtă, și adu-mi-o. Pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău, căci așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Făina din oală nu va scădea și un de lemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua în care va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și un de lemnul din ulcior nu s-a împuținat după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. După aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci lui Ilie: Ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul. El i-a răspuns: Dă-mi încoace pe fiul tău. Și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâhnești chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete încât să-i omor fiul? Și s-a întins de trei ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors la el și a înviat. Ilie a luat copilul, l-a pogorât jos în casă din odaia de sus și l-a dat mamei sale. Și Ilie a zis: Iată, fiul tău este viu. Și femeia a zis lui Ilie: Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Amin. Dragii mei, citesc cu plăcere istoria aceasta a lui Ilie și vă îndemn pe toți care stați acasă și vă interesează sufletul dumneavoastră și sunteți credincioși și iubiți pe Dumnezeu, iubiți Cuvântul Sfânt, după ce este în programul, citiți, recitiți din nou istoria vieții lui Ilie. Am să spicuiesc mai multe lucruri din viața lui Ilie, dar am început cu primul capitol ca să fac o introducere despre
ceea ce este scris în cuvântul lui Ilie și câteva observații ca noi să învățăm câte ceva din cuvântul Domnului. Nu avem prea multe date despre Ilie. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului. Știm unde era Galaadul. Galaadul era mai sus de Ierihon, în partea dreaptă a Iordanului, și în partea stângă era Ierusalimul, se mergea Samaria, în nord erau cele 10 seminții ale lui Israel, iar în partea de sud seminția lui Iuda. Dragii mei, în perioada aceea erau împărțite în două, partea de nord și partea de sud. Și vedem aici că în vremea aceea, Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a venit și a zis împăratului lui Israel, împărăția de nord, și zice lui Ahab, viu este Domnul Dumnezeu lui Israel. Dar Ahab era împăratul lui Israel. Oare nu știa Ahab că Israel are un Dumnezeu? Nu știa Ahab că Israel a mers la templu o perioadă și s-a închinat înaintea lui Dumnezeu? Nu cunoștea Ahab situația poporului pe care îl conducea? Ar fi cumva trist să ai un împărat și să, sau un președinte, dacă vreți, și să spună, domnule, eu sunt în România, dar îmi pare rău, eu nu știu ce religie are poporul acesta. Eu nu știu în cine crede, nu știu. Eu mă îndoiesc, eu cred că Ahab cunoștea foarte bine istoria poporului Israel. Chiar dacă el locuia în Samaria, Samaria era un ținut unde era poporul Israel amestecat cu populație venită din altă parte. Dar, dragii mei, problema la Ahab, dacă citim puțin înainte, în capitolul 16, spune Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în al 38-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit 22 de ani peste Israel în Samaria. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a luat de nevastă și pe Isabela, fata lui Etbaal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. A ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal pe care l-a zidit la Samaria și a făcut un idol Astartei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împăratul lui Israel, toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui, ca să mânie pe Domnul Dumnezeu lui Israel. Urât lucru. Să se scrie despre tine că ești împărat și că ai făcut mai rău decât toți ceilalți care au fost înainte de tine. Și ca să, cum spunem noi românii, să-i pui și capac, ai mai adus și alți dumnezei. De la Ieroboam, noi știm, de când s-a secesionat, s-a rupt în două poporul Israel după Solomon, băiatul lui n-a făcut ceea ce trebuia și a suprit în continuare și n-a ascultat de popor și atunci s-a separat, s-a întâmplat lucrurile acestea și mai mult decât atât, ei s-au gândit să găsească o soluție și au făcut doi viței de aur ca poporul să nu se mai ducă la Ierusalim, la templu și să se închine pe doi munți. Dar mai mult decât atât, Ahab a zis, nu e bine, o să-mi iau eu o soție din nord, din Sidon, Tir și Sidon, Domnul Iisus Hristos amintește despre Tir și Sidon, ce spune, este regiunea unde este Libanul astăzi, și spune, dacă s-ar fi făcut aceste lucruri, vindecări, minuni, care s-au făcut la voi, de mult Tir și Sidon s-ar fi pocăit în sac și cenușă. Dar oamenii aceștia aveau zeii lor, aveau pe Baal, care era un zeu al ploii, care aducea ploaia, aducea prosperitate, hrană și bogăție. Și ei credeau în lucrurile acestea. Și atunci Ahab și-a luat o soție de acolo, pe Izabela. Probabil că a fost
O femeie pe care lui a plăcut și probabil că a fost în relații bune cu împăratul Sidoniților, pentru că i-a luat astfel fata de soție. Dar este interesant lucrul acesta. El a adus un nou mod de închinare în poporul lui Dumnezeu. Un mod greșit de închinare. Și Dumnezeu la un moment dat, pentru că Ahab, spune, făcea din ce în ce mai rău, ca să-l mânie, spune, pe Dumnezeu, să-l supere, încât să provoace judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu într-o zi se duce și cheamă dincolo de Iordan pe Ilie și spune: Ilie, am o treabă importantă pentru tine. Du-te înaintea împăratului și spune-i doar atât. Nu va fi ploaie, dar măcar era bine dacă ar fi fost rouă. Dar, dragii mei, îi spune, nu va fi nici rouă, nu numai ploaie, nici rouă, nici picăturile acelea de apă care dă hrană, ajută plantele să nu se veștejească dintr-o dată. Și spune, nici măcar rouă. Dumnezeu care este suveran vine și îi spune, viu este Dumnezeul, Domnul Dumnezeului Israel, pentru că trăiești așa cum trăiești, pentru că ai dus poporul pe linia aceasta, va veni pedeapsă peste voi. Dragii mei, am citit mai târziu, era în Samaria, acolo unde locuia, avea sediul Ahab, era foamete mare. Ținuturile lui Israel, dacă n-au ploaie, stâncile de acolo, nu sunt la înălțimi mari, dar e un podiș calcaros, dacă vreți așa, și are nevoie de ploaie. Dumnezeu este Cel care vrea să-i țină dependenți de ei. Și Dumnezeu spune, n-am să dau nici rouă, nici ploaie. Și Ilie vine și spune, decât la cuvântul meu. De ce? Pentru că eu sunt slujitorul lui Dumnezeu, El m-a trimis să-ți dau vestea aceasta. Și tot mie îmi va da vestea când va aduce ploaie. Ce a făcut Ahab? A zis, iartă-mă, Ilie, Dumnezeu, haide să ne schimbăm viața, haide să schimbăm metodele, haide să schimbăm modul de închinare, haide să ne pocăim, haide să ne schimbăm gândirea, haide să ne apropiem de Dumnezeu, de Dumnezeul acela care ne-a scos din țara Egiptului, de Dumnezeul acela care a dat biruința asupra acestor împărați care erau aici, de Dumnezeul acela care a fost cu noi, de Dumnezeul acela pe care l-am părăsit. Și am adus un mod greșit de închinare, dar n-a făcut așa. N-a făcut. Și dacă veți citi mai departe, veți vedea. Dar Domnul îi vorbește lui Ilie și îi spune așa, pleacă de aici și îndreaptă-te spre răsărit, ascunde-te lângă pârâul Cherit care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească. Vedem aici un lucru, până atunci Ilie a stat liniștit în locul lui, în Galaad, și a văzut de treburile lui, dar vine Dumnezeu acum și spune, știi, te-am trimis în fața împăratului, dar de acum încolo trebuie să intri, să faci ce spun eu, pentru că ăsta o să te caute și o să pună mâna pe tine dacă nu asculți de mine. Și Ilie intră în școala lui Dumnezeu și am putea spune noi, de ce nu fi trimis Dumnezeu să-i spună, du-te, ia-ți banii, ia-ți un vapor și du-te cumva, du-te la Cipru, du-te în Malta, du-te în Grecia, du-te în Egipt, du-te undeva unde nu te poate ajunge. Dumnezeu spune, pleacă din Samaria, urcă-te că ai fost, urcă-te puțin mai sus și vezi că e un pârâu care merge și intră în Iordan. Du-te la pârâul acesta Cherit. Du-te și stai acolo, am să-ți arăt eu locul unde trebuie să stai. Era un pârâu în care nu era așa circulat, probabil și un loc în care Dumnezeu i-a spus, aici nu o să treacă nimeni să dea de tine, du-te și stai aici. S-a dus Ilie acolo, dar acolo lipsa două lucruri esențiale, nu? Lipsa brutăria și lipsa carmangeria, dacă vreți, abatorul. Nu scrie despre Ilie că era vreun vânător, că era vreun loc unde putea să vâneze, nu, Dumnezeu spune, zice, tu stai acolo că am eu grijă. Și a făcut Dumnezeu abonament la
brutărie și la carmangerie, nu știu cum, dar a trimis pe corbi și a adus dimineața și seara. Program. Mâncare dimineața, mâncare, apă de izvor. Avea Ilie tot ce îi trebuia. Nu am putea spune noi. Și a stat acolo în dependență de Dumnezeu, dar într-o bună zi a secat preot. Corbi n-a obosit, dar a secat preot. Și atunci când a secat, Dumnezeu nu l-a lăsat să postească vreo câțiva ani și pe el și să mănânce nu știu ce, după unde găsea. Dumnezeu îi vorbește și spune, știi ceva? Acum, du-te tu unde? La Sarepta Sidonului. De unde era Izabela? Din Sidon. Era fata împăratului sidoniților. Și spune, du-te tu și vezi că acolo o să găsești o văduvă. Eu am poruncit acestei văduve să te ia în casa ei, să te țină acolo ascuns și să-ți dea de mâncare. I-am poruncit să te primească. Și se duce Ilie și spune, Domnul, uite, vezi, strânge niște lemne, ea este. Se duce Ilie și vorbește politicos cu văduva aceasta. Și spune, te rog, adu-mi și mie apă să beau. Femeia se uită la ea și pleacă să-i aducă apă. Dar în timp ce pleca să-i aducă apă, zice, ia, vină puțin înapoi. Adu-mi și ceva de mâncare. Și femeia spune, eu vreau să te ajut, dar trebuie să înțelegi că n-am cu ce. Strâng două lemne, că mai am un pumn de făină și puțin ulei. Voi face ultima turtă, e așa foame de și la noi, că n-am ce să-ți dau să mănânci. Nici pentru mine n-am. Am să fac asta, o să mâncăm și după aceea o să murim. Ce perspectivă! Doamne, mai trimesc la o femeie care n-are decât un pumn de făină și puțin ulei. De ce oare? Nu zice așa Ilie. Ilie vine și zice, știi ceva? Eu îl cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeul meu poate să facă ceva. Dacă a putut să mă trimeată la un părâu și să-mi trimeată prin corbi, pâine și carne dimineața și seara, perioada aceea, sunt convins că Dumnezeu are soluție. Fă cum ai zis, dar dă-mi întâi mie. Și femeia s-a uitat la el și a înțeles. Ăsta e omul despre care mi-a spus Dumnezeu să-l primești și să am grijă de el. S-a dus și l-a crezut pe Ilie. A crezut că Dumnezeul lui Israel, un Dumnezeu care poate. Cine? O văduvă din Sarepta Sidonului, de unde era Izabela. Femeia aceasta, când Dumnezeu i-a vorbit, a ascultat de slujitorul lui Dumnezeu. S-a dus și a făcut. Și ce s-a întâmplat? Puținul acela de făină și de ulei nu s-a terminat niciodată. Probabil că în fiecare zi băga mâna în fundul alei și mai găsea făină și mai făcea o turtă, mai băga, mai lua și mai făcea o turtă. Dragii mei, poate Dumnezeu? Poate. Dumnezeu îl învață pe Ilie lucrul acesta. Dar nu trece mult și mai apare o problemă. Am citit aici, Ilie a spus, nu te teme, întoarce-te, fă cum ai zis, numai întâi pregătește mie. De ce? Căci așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Făina din nu va scădea și unde lemnul din ulcior nu se va împuțina. Până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ce promisiune frumoasă! Când totul mergea bine, la un moment dat se întâmplă ceva. Văduva aceasta avea și un copil, un fiu. Probabil că Ilie s-a împrietenit cu copilul acela, stând ascuns acolo, să nu vă credeți că Ilie s-a dus în centrul localității și s-a apucat să povestească despre Dumnezeul lui Israel. Nu, s-a dus acolo și probabil că nici femeia aceea n-a spus la nimeni, Ilie a stat acolo în odaia de sus, a stat cu minte și a așteptat ca Dumnezeu
să-i dea hrană prin femeia aceasta. Ahab l-a căutat la toate împărățiile de priprejur, probabil că numai acolo nu s-a gândit să-l caute la socrul său. În regiunea aceea. Dar Dumnezeu îl trece pe Ilie printr-o altă încercare. Se îmbolnăvește copilul acestei femei și moare. Și femeia aceasta vine și spune: nu puteam să murim de foame? De ce omul al lui Dumnezeu m-a ales pe mine ca să-ți dau de mâncare? A adus aminte lui Dumnezeu de greșelile, de nelegiuirea mea și acum Dumnezeu m-a pedepsit. Vedeți, dragii mei, când oamenilor li se întâmplă o nenorocire, se gândește că nenorocirea aceea vine din rezultatul vieților păcătoase. Spune, dacă n-am ascultat de Dumnezeu și dacă am făcut ce nu trebuia, uite că Dumnezeu, care este drept, acum se întoarce și mă judecă pentru păcatele mele. Ilie nu îi dă răspunsul acesta. Ilie spune, adună coace. Nu-l mai ține în brațe, dă-mi-l mie în brațe. Asta înseamnă să fii slujitorul lui Dumnezeu. Când vine problema, să o iei din brațele celuilalt și să o duci înaintea lui Dumnezeu. Și Ilie ia copilul, duce pe patul lui și spune, Doamne, să întristezi tu oare pe femeia aceasta care s-a purtat frumos și care m-a primit ca musafir în casa ei? Doamne, femeia aceasta a acceptat un slujitor de-al Tău și i-a dat hrană după cuvântul Tău și m-a slujit, Doamne. Oare de ce? Cum să întristezi Tu atât de mult inima acestei femei? Dar înainte ca să se roage, să strige la Dumnezeu, Ilie se pune de trei ori peste copil. De ce? Din punct de vedere fizic, el a încercat să facă, să ajute și el. Dar Dumnezeu îi ascultă rugăciunea lui Ilie și aduce sufletul copilului înapoi, îi dă viață înapoi acestui copil și atunci îl lea și se duce și îl dă viu acestei femei. Și femeia aceasta, când vede cum Dumnezeu lucrează cu Ilie și când vede și spune ce spune ea, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. O, Doamne, dacă toți oamenii ar înțelege, cuvântul lui Dumnezeu este adevăr. Noi suntem chemați, dragii mei, să slujim pe Dumnezeu și să transmitem mesajul lui Dumnezeu. Dar nu este adevărul nostru, este cuvântul Domnului și cuvântul Domnului este adevăr. Îl luăm din Scriptură și încercăm să vi-l prezentăm. În încercarea aceasta Dumnezeu l-a învățat pe Ilie. Nu numai că poate să-i dea hrană, nu numai că poate să-l dea protecție, dar Dumnezeu l-a învățat pe Ilie că el este suveran și asupra morții și că Dumnezeu poate da viață. Dragii mei, spune mai departe, dacă citiți în capitolul 18, au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an. Du-te, înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Și Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Era mare foamete în Samaria. S-a dus acolo și nu mai citesc. Se întâlnește cu Obadia și îi spune lui Obadia, du-te și spune stăpânului tău să se întâlnească cu mine. Și în versetul 15, în capitolul 18, spune, viu este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înființat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia
a zărit Ahab pe Ilie și a zis: tu ești acela care nenorocești pe Israel? Asta întreba împăratul pe Ilie. Ilie a răspuns: nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Strânge acum pe tot Israel la mine la muntele Carmel și pe cei 450 de proroci al lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și a strâns pe prorocii la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de popor și a zis: până când vreți să schiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, dar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Dragii mei, fac și aici o oprire. Poporul nu i-a răspuns nimic. De Dumnezeu mesajul și vine și spune împăratului. Împăratul caută pe Ilie la toate împărățile și pune să jure că nu știe nimic de el. Ahab căuta soluția. Vrea să pună mâna pe Ilie ca să aducă ploaie, pentru că Ilie a spus: nu va fi decât după cuvântul meu. Dar greșit a procedat Ahab. A crezut că Ilie e de vină. Ilie e problema. Dacă zicea Ilie să vină ploaie, și atunci Ahab căuta să-l convingă, să-l constrângă, să-l oblige pe Ilie. Și când îl întâlnește pe Ilie, ce îi spune? Tu ești acela care nenorocești pe Israel? Tu ai zis, da, chiar așa? Bă, dar nu te-ai uitat și tu, a trecut un an, a trecut doi, este al treilea an, tu ce faci? Și Ilie spune: nu, eu sunt problemă. De fapt, tu ești problemă. Tu, pentru că tu ești împărat și pentru că tu ai adus un nou sistem care nu e bun, care e fals, aveți un Dumnezeu al ploii, v-a lăsat 3 ani să cereți ploaie de la el dacă nu mai vreți să slujiți lui Dumnezeul lui Israel. Strigați către Dumnezeul vostru. Nu vedeți că n-ați reușit nimic? 3 ani e tot secetă? De ce nu v-ați pocăit? De ce nu vă întoarceți? De ce faceți ce este rău înaintea lui Dumnezeu? Adună poporul, aduce și pe toți ăștia pe care vă bazați voi și care mănâncă la masa voastră, aduceți-i încoace să vedem unde e problema. Și atunci Ahab n-are încotro și aduce și cheamă pe prorocii lui Baal. Și atunci Ilie, n-am să vă citesc, dumneavoastră o să citiți acasă, Ilie face un lucru frumos. În versetul 30 spune: atunci Ilie a zis întregului popor: apropiați-vă de mine. Și tot poporul se apropia de el și Ilie a adresat altarul Domnului care fusese sfărâmat. Vedeți, când a venit seceta, în loc să pui mâna și să caute la prorocii Domnului să zică: băi, hai să căutăm pe Dumnezeu, nu-l găsim pe Ilie, dar hai să-l căutăm pe Dumnezeu, că și voi îl cunoașteți pe Dumnezeu. Știți ce a făcut Izabela? A zis: no, ăștia care zic că sunt ei mai șmecheri decât zeul nostru Baal, care l-am adus eu, de luăm cap. Și care zici că ești pe local, Domnule? Lasă, cum te-am prins, cum te-am luat cap. În loc să pocăiască, a început să facă represalii, prigoană. Și femeia aceasta a căutat să-i extermine pe toți. Dar Obadia, care era mâna dreaptă a lui Ahab, a împăratului, când a văzut lucrul acesta, a luat 100 și i-a pitit, 50 într-o peșteră, 50 în altă peșteră, și le-a dat pâine și apă. Dar Ilie vine și spune aici: apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el. Și Ilie adresa altarul Domnului care fusese sfărâmat. Dragii mei, am amintit înainte că poporul nu i-a răspuns nimic lui Ilie. Când Ilie îi mustră și îi întreabă: voi nu vedeți că nu numai că schiopătați, voi schiopătați de amândouă picioarele, dar abia vă mai tărâți. Mergeți, alegeți cui să slujiți. Și poporul spune: nimic, nicio reacție. Și atunci Ilie trece mai departe și spune: ok, apropiați-vă de mine. Și tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a adresat altarul Domnului care fusese sfărmat.
Altarul trebuia să aibă 12 pietre pentru fiecare seminție. Ilie vine și spune, nu, nu, nu lăsați voi la două seminții care sunt în sud, Iuda și care mai era în sud, treceți încoace și facem un altar pentru toate semințiile, că toți trebuie să fim poporul Domnului. Și facem aici un loc de rugăciune. Și a luat și a adunat toate 12 pietre și a făcut un altar din ele și a spus, hai să pregătim. Și după ce a luat 12 pietre, spune, mai faceți ceva. Înainte ei au luat doi viței ca să-i pregătească, să aducă jertfe, unul i-a dat lui Baal, unul trebuia să-l pregătească Ilie. Și înainte ca să-l pregătească, el drege altarul Domnului, dar el spune, știi ceva, dacă acum e spre seară și voi ați strigat, ați făcut, tot ce ați crezut voi și nu v-a răspuns, să nu ziceți cumva că s-au încălzit pietrele. Faceți și un șanț în jurul altarului. Și aduceți de trei ori câte patru vedere de apă. Au cărat ei patru de vedere de apă, au pus de trei ori, au răcit, au împus șanțul și a zis, acum tăiem vițelul, puneți-l aici și strigăm către Dumnezeu. Apa curgea în jurul altarului și au umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeului Avraam, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Problema era la inima. Și, dragii mei, când Domnul Iisus Hristos vine și vorbește oamenilor, la fel ca Ioan Botezătorul care a venit în Duhul și puterea lui Ilie și a spus, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a venit la fel. După ce Domnul Iisus Hristos a mers la Iordan, a fost botezat și a coborât Duhul Sfânt peste el, s-a văzut în chip de porumbel și s-a auzit glasul din cer care a zis, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea, a vorbit Dumnezeu din cer și oamenii au auzit. Sunt lucrurile acestea scrise în Ioan. În capitolul 3 vine Domnul Iisus Hristos după discuția cu oare, în care oare cu Nicodim și spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și știți ce spune Domnul Iisus Hristos mai departe? Și asta îi spune și Nicodim era acolo și asculta și el. Și spune că Fiul omului n-a venit să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Dar cine nu crede a și fost judecat. De ce? Pentru că n-a vrut să vină la lumină să-i se vedească faptele și pentru că au iubit mai mult întunericul decât lumina. Dragii mei, problema era la inimă la acești oameni. Și Domnul Iisus Hristos vine și le spune și lui Nicodim, care era învățător și ucenicilor și celor care erau pe lângă el, le vine și le spune, problema voastră este pe cine iubiți? Oamenii aceștia iubeau pe Baal, pe Izabela, iubeau să trăiască fiecare cum vrea în păcatele lor. Nu vroiau să aibă de-a face cu un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care să-i țină în ascultare și sub poruncile lui sfinte. Vrea o viață de păcat ca celălalt oameni păgâni. Și astăzi se cultivă același lucru în întreaga lume. Și ne mirăm că Dumnezeu trimite încercări. Și spunem, Dumnezeu e de vină. Dacă Dumnezeu e tot puternic, de ce nu omoară virusul ăsta? Să nu moară oameni, să nu stăm acasă. Dragii mei, putem să spunem lucrul acesta. Și unii spun... Dar am și o întrebare. Unde este inima noastră față de Dumnezeul acesta? Ce e în inima noastră? Plăcerile păcătoase de o clipă? Iubim viața aceasta în modul liber, cum credem noi? Că putem să facem fiecare cum vrem?
Ani de zile s-a predicat, s-a vorbit, s-a spus la școli, omul trebuie să fie liber. Și oamenii au înțeles că libertatea e să facă ce îi place. Dragii mei, o mare diferență. Suntem construiți să avem familie, familie sănătoasă, cu copii sănătoși, suntem construiți ca să mâncăm sănătos, suntem construiți ca să iubim cum trebuie și pe cine trebuie, suntem construiți ca să-L iubim pe Dumnezeu. Poporul acesta care se numea poporul lui Dumnezeu nu mai iubea pe Dumnezeu. Și Ilie spune aici, ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Este îndreptată inima tuturor spre bine? Binele suprem este Dumnezeu. Ne întoarcem cu fața către Dumnezeu? Nu de mult ascultam un frate, îl găsiți pe internet, că Adi l-a pus ca să-l ascultăm. Și eu îl cunosc personal pe acest frate din Scoția. Și el spunea că un prieten de-al lui a scris către majestatea sa, regina Angliei, și a spus, în situația aceasta ar fi bine să anunțăm o zi națională de rugăciune. Și probabil un consilier sau cine a primit scrisoarea i-a trimis înapoi răspuns și a spus, nu considerăm oportună fixarea unei astfel de zile. Nu știu ce au înțeles acei oameni. Probabil că dacă i-ar fi murit copilul sau dacă i-ar fi murit soția, ar fi dat un altfel de răspuns. Dar oamenii nu. Au spus încă nu e așa de grav ca să îndemnăm poporul să se roage către Dumnezeu. Dragii mei, e trist. Căutăm soluții, dar acolo unde ar trebui să le căutăm, nu ne îndreptăm către El. De ce? Pentru că oamenii s-au depărtat de Dumnezeu și trăiesc în necredință. Și Dumnezeu a ascultat pe Ilie. Chiar dacă poporul n-a dat niciun răspuns, chiar dacă poporul stătea să vadă cum Dumnezeu se va arăta din nou, Dumnezeu atunci spune, a căzut foc de la Dumnezeu, a miștuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și astup și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Dragii mei, înțelegem noi lucrul acesta? Numele Ilie însemna Dumnezeu este Domnul. Și atunci când poporul a văzut că a fost trimis un om cu nume Dumnezeu este Domnul, când a văzut că Dumnezeu, după toată încercarea, Dumnezeu a coborât cu foc peste altarul acela al unității, al celor 12 seminții, al celor pietre care reprezentau pe cele 12 seminții, când au văzut că acolo e mâna lui Dumnezeu, au venit și au strigat, Domnul, Dumnezeu este Domnul sau Domnul este adevăratul Dumnezeu. Dar de fapt poporul avusese numele lui Ilie, îi spunea același lucru. Și Ilie când a auzit strigându-se cu alte cuvinte, numele lui Domnul este adevăratul Dumnezeu, Ilie spune, puneți mâna și renunțați. Și plin de râvnă pune mâna și omoară pe toți preoții falși. Dragii mei, este trist lucrul acesta, dar Ilie atunci vine și spune, nu se mai poate până aici. Și face curățenie. Nu știu dacă Dumnezeu i-a spus lucrul acesta, dar Ilie plin de râvnă a făcut lucrul acesta. După aia îi zice lui Ahab, care era prezent acolo, suie-te de mănâncă și bea, că se aude vuie de ploaie. Și ce spune lui Ilie? Acum du-te acasă și stai liniștit, bucură-te. De ce? Că va veni ploaie. Dar unde era ploaia? Ploaia era la Dumnezeul lui Ilie. Era la Dumnezeul lui Israel. Chiar dacă oamenii aceia nu-L căutau cu adevărat pe Dumnezeu, acum când au realizat
că este Dumnezeu, dar ce face Ilie? Spune, Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi. Imaginați-vă puțin ce a făcut Ilie. Aici a fost locul unde s-a adus jertfă, la nivelul acesta. Ilie zice, eu mă sui puțin mai sus pe munte, își ia slujitorul, iese din toată mulțimea aceasta de oameni, să suie un pic mai sus pe munte și ia slujitorul cu el. Și Ilie se face mic. Gândiți-vă, s-a plecat și a pus fața între genunchi și a început să se roage. Ilie nu mai era acela care să striga poporul și spună în numele lui, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Ilie acum era mic, cu fața între genunchi și strigă către Dumnezeu și, Doamne, dă ploaie! Se roagă ce se roagă și trimite slujitorul. Și ce ia vezi? Se vede nord spre mare și slujitorul se duce să uite nimic. Se întoarce înapoi, spune nimic. Și Ilie se roagă în continuare, trimite din nou slujitorul. Și același răspuns, nimic. Și îl trimite de 7 ori. Și a 7-a oară se întoarce și zice, un nor așa, ca o palmă. Ok. Ce spune Ilie? Acum du-te și spune-i, dacă n-am hămat calul, dacă mai stă la vorbă, să-l înhame acum și să plece, că o să-l oprească ploaia. Va veni o ploaie mare și o să-l oprească pe drum. Ilie vede un nor ca o palmă de om. Un nor mic. Dar el vede răspunsul la rugăciunile lui. Credința lui acum era mare. De ce? Pentru că Ilie a trecut prin școală cu Dumnezeu. Ilie l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dragii mei, închei cu versetele acestea. A 7-a oară slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Ilie a zis, suie-te și spune lui Ahab, înhamă și pogoară-te să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe cerul s-a înnegrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în cer și a plecat la Israel. Și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Mâna Domnului a venit peste Ilie. Și Ilie îl însoțește pe împărat. Trebuia să fii bun sportiv ca să poți să alergi odată cu caii pe distanța aceea. Dar a fost mâna Domnului cu el. Dacă am citit mai departe viața lui Ilie, vedem că nu s-a întâmplat ce a așteptat Ilie. Probabil Ilie s-a gândit după aceea că Ahab se va duce și va spune cum a dat Dumnezeu ploaie. Probabil că Ilie s-a gândit și a spus, acum este momentul ca tot poporul să strige către Dumnezeu, acum este momentul ca tot poporul să mulțumească lui Dumnezeu pentru ploaie, acum este momentul ca împăratul să pună înapoi pe prorocii Domnului să dea drumul la adevărata închinare. Dar nu s-a întâmplat așa. Izabela a doua zi trimite veste și spune ce ai făcut tu cu prorocii mei, același lucru o să fac și eu cu viața ta. Și Ahab, în loc să pocăiască, a rămas doar la să mănânce și să bea. Nu s-a pocăit nici Ahab. Dragii mei, Dumnezeu a continuat să fie cu Ilie. Și Dumnezeu i-a dat protecție chiar și după ce el a apărut supărat și a spus, Doamne, mi-ajunge. Știi, nu se întâmplă nimic. Doamne, am fost plin de râvnă. Doamne, n-a mai rămas niciunul cu curaj. Doamne, n-a mai rămas niciunul care să lupte. Eu am rămas singur și acum ăștia caută să-mi ia viața, mi-ajunge, Doamne, nu mai vreau. M-am săturat. Dar Dumnezeu nu îi spune așa. Poate cu altă ocazie să mai vorbim despre ce îi spune Dumnezeu lui Ilie. Dar un lucru este cert, că Ilie a terminat bine. Dumnezeu i-a făcut o cinste deosebită, l-a răpit într-un car de foc.
Și Ioan Botezătorul a venit în puterea și Duhului Ilie și se spune că înainte de ziua cea mare și înfricoșată a Domnului va veni din nou Ilie. Va trebui să moară și el pe momentul acesta, dar va sluji din nou pe Domnul. Mare este Dumnezeul nostru, dragii mei, și Domnul să ne dea harul ca să spunem ca femeia aceea, ca văduva din Sareptă, acum cunosc că Tu ești slujitorul lui Dumnezeu și că cuvântul Domnului este adevăr. Domnul să ne ajute ca, dacă cumva schiopătăm, să nu uităm că Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu a iubit pe poporul acesta chiar și atunci când ei n-au răspuns nimic. Chiar când ei au văzut ploaia și probabil toți s-au gândit cum să sape repede în grădină, cum să-și pună greu, cum să scape de foamete. Dumnezeu a avut un plan și Dumnezeu a iubit pe poporul lui chiar când ei n-au meritat. Domnul să ne ajute ca și noi să-L iubim pe Dumnezeu și să ne schimbăm viața, să strigăm către El și El va izbăvi atât viața noastră, cât a familiilor noastre, cât și poporul nostru. Amin.